Suntem cu Ina aici după show-ul de la Bimassiv și pe scenă Adineaur a spus că să nu mai întrebați unde i-a plăcut cel mai mult, pentru că îmi place foarte mult în România. Îmi place în România foarte mult. Îmi place foarte mult. E țara mea și e acolo unde mi-am început cariera și unde am lansat pentru prima dată piesa și îmi place mult. Cum ai simțit atmosfera de aici? Foarte frumos. În primul rând, e primul festival care se întâmplă pe timpul zilei, primul festival care e iarna și mi se pare că s-au mobilizat oamenii și dorința lor de a petrece s-a văzut foarte tare astăzi. Da. Ziceai că ești obișnuită cu concertele după ora 7, acum da, ai cântat la 6, nu? 6 și ceva, intrat, era pe zi încă. 5 jumate. Am zis că n-am mai cântat la 5 jumate de la serbare. Ai zis că ți era un pic frică să nu se adune foarte multă lume. A venit. Frică că nu o să vină oameni, că nefiind educați, publicul nefiind educat și neștiind realmente când începe, e posibil să nu vină oamenii. Da, zinea o să întârzie, măcar o oră, două, da. De obicei și eu merg mai pe seară la un festival. Adică și mie mi-ar fi fost greu să mă urnesc din loc, să mă pregătesc la ora 2-3 și să ajung la 4, să-mi cumpăr ceva de băut, să intru, să-mi iau acreditările și la 5 să ascult, să ascult pe Ina cu muzica ei crazy și EDM. Da, a fost mișto, că a fost așa, ai prins un pic din zi și te-ai dus chiar spre seară, spre apusul soarelui. Acum mă gândesc că n-ar mai fi trebuit să am emoții, dar dacă n-aș mai fi avut emoții, ce e viața noastră fără emoții și ce sunt concertele mele fără emoții, că majoritatea se bazează pe asta și toată cariera mea. Deci tu după atâta timp mai ai emoții înainte să intri la un concert. Da. Ce-ți trece prin minte? Nu știu, să zicem că ești în Turcia. Da. Într-un oraș din Turcia și e o mulțime de oameni mare, e 30.000 de oameni te așteaptă. Că uit versurile, se întâmplă ceva cu sunetul, că se rupe scena, cum s-a mai întâmplat cealaltă dată. N-ai pățit, ai pățit-o? Da, s-a întâmplat. Dar n-a fost nimic grav, nu? N-a fost... A fost grav, da. N-am revenit. Ce ai mers mai departe. Da. Mi-am rupt piciorul, m-am bătut. Wow. Ținem pumnii să fie scenele zdravene și de acum înainte. Tu ești foarte mult, fiind crescută și născută în Constanța, ești cu marea, ești cu surfing-ul, ești cu spunotul, cu sporturile de apă. Toate sporturile? Mă rog, nu le fac pe toate, dar mie îmi plac toate sporturile. Cum stai cu astea de iarnă? Cu sporturile de iarnă? Și cu sporturile de iarnă. Ce practici? Snowboard? Da, am început cu ski când eram mică. Cred că tot aici în Boian am schiat pentru prima dată, dar am renunțat, că mi se pare mai ușor să ai grijă de un snowboard și să porți buții de snowboard decât clăparii de schiuri, mi se pare mai stiff așa. Nu? Da, și mie la fel. Când ai o singură placă de snowboard, deja ai buții super comozi și cam, da. De cât timp faci, adică de când ai pus prima oară în picioare placa de snowboard? Acum 5 ani am pus-o pentru prima dată. N-am fost un an și nici anul ăsta n-am făcut. Astăzi n-am reușit că am venit și am avut concertul. Poate, mâine. Nu mi-am luat echipamentul la mine. Mi-a spus Deli că nu e momentul și ar trebui să așteptăm altă dată, să fim mai preocupați cu scena, versurile, concertul, soundcheck-ul și de data înțeles. Asta să fim cu mâinile și picioarele la locul lor. E bine. Publicul a luat o razna la un moment dat, au început să strige, tu și eu, tu și eu. E o piesă pe care noi încă mai difuzăm la Europa FM și cu mare drag de fiecare dată. Am difuzat-o foarte mult și vă mulțumesc pentru asta. Bine, cum simți? Da, cum simți chestia asta? Că uite, spre exemplu, a mai fost o piesă care a avut foarte mare succes la public în seara asta, cu Puia, Strigă, din 2013-2014, dacă mi-aduc bine aminte. Indiferent de cât de mult mă apreciază oamenii din România că am un succes internațional și piesele mele au ajuns locul întâi în mai multe țări, ei tot iubesc atunci când eu cânt în limba mea, în limba română. Și recunosc că n-am făcut-o de multe ori,
Dar de fiecare dată când am făcut-o, au gustat și li s-a părut foarte tare. Și cred că toate piesele mele în limba română sunt deliciul publicului atunci când sunt pe scenă în România. Da, în afară cânti piese românești? Mai cânt și în afară piese românești. Atunci când știu că în public se află și din comunitatea românilor. Noastră, da. Am avut un concert în Londra care a fost așa mixat cu francezi, mexicani, colombieni, brazilieni și bineînțeles români. Și am cântat, bineînțeles, și o piesă în română, că nu mă lasă sufletul și știu și cât de greu este să fii departe de casă și să auzi graiul românesc. Așa că, da. Dar deci numai în cazuri de genul ăsta, altfel, nu. Mă mai întreabă la diferite interviuri. Spune-ne cum se zice bună ziua. Da, vor să știe, da, să vorbească un pic cu tine pe limba ta. Da, se rezumă. Nu mă sfie să spun că sunt din România. Nu am ajuns și sper să nu ajung acolo unde să-mi pare rău să spun asta. Eu încă sunt mândră, încă sunt cetățean român. Cred că o să fiu toată viața mea, dacă ceva dramatic nu o să schimbe, dar mă bucur. Și I'm a proud Romanian. Cu toate relele și bunele. Și bunele, da. E o treabă mixată, dar mergem mai departe și încercăm să vedem prietenii partea bună. Prietenii mei sunt români, limba mea e română și familia mea vorbește românește și eu vreau să... și îmi place. Și e la limită câteodată, dar I push it. Și merge. Bravo. Mai demonstrăm și noi. Că putem. Chiar da, dacă și nu că... ne vine să credem multora, mai demonstrăm și noi. Da. Mai sunt și la noi. Să nu uităm. Să știi că am surprins o fată din public care cânta o piesă de-a ta în limba turcă. Da, știa versurile în arabă. Da. O cânta ca padă. Știm că în Cluj sunt foarte mulți studenți arabi la medicină. Ah, da, și în Iași. Și probabil că ei au venit, da, probabil și în Iași. În Cluj am întâlnit pe cei mai mulți și probabil e o bucurie și pentru ei, da să cânte. E o bucurie foarte mare. Îți dai seama că e o surpriză. Da. Păi, Ina, ce să zic, îți mulțumim tare mult că ai acceptat să fii cu noi în seara asta la interviu. Dacă ai ceva să le spui oamenilor care te ascultă la Europa FM, să știi că ai o bază de fani extraordinar de mare și de fiecare dată când lansez câte o piesă și o dăm la radio, o testăm, oamenii zic orice de la Ina Rocks, știi? Da. Le place foarte mult. Și eu apreciez foarte mult, în primul rând, că puneți muzica pe radio și că mă susțineți tot timpul și mi se pare că atunci când am un mesaj serios și din suflet, pare că Europa FM e locul unde oamenii înțeleg și pot să transmit mesaje așa foarte de suflet. Te așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Ultima oară am vorbit când ai lansat piesa cu Șampol, așa că te așteptăm. Știu că o să ai un an foarte plin, ai zis că încep concertele și pleci și în turnee. Și multe surprize și multă muzică și călătorii cu prietenii mei. Foarte fain, foarte fain. Ținem pumnii să ai un an minunat și să te mai prindem așa din când în când să mai stăm la povești. Vă pup! V-am pupat!